Hai, stai puțin până să înceapă episodul. Dacă vrei să primești o inimioară de la mine, lasă chiar acum un like acestui videoclip, abonează-te și activează clopoțelul la acest canal și nu uita să lași un comentariu cu jocul tău preferat. Aștept cele mai tare comentarii! Salutare tuturor, guys! Sper că aveți o zi minunată și bine ați venit la un nou episod foarte interesant la mine pe canal, unde o să vă prezint 3 aplicații Minecraft fake. Nu uitați să apăsați butonul drag să vă abonați la acest canal dacă vreți să facem episoade de genul și haideți să vă explic despre ce este vorba în clipul de astăzi. Acum vreo 2 zile am făcut un clip în care m-am jucat o copie a Minecraft-ului. Da, 100%, dacă vă jucați pe telefon de mai mult de un an, ați văzut măcar o dată o reclamă, un videoclip sau chiar v-a jucat o copie a Minecraft-ului. Însă astăzi, guys, facem ceva mult, mult mai special. Am selectat niște aplicații foarte cunoscute și o să le testez versiunea lor în Minecraft. Pentru că de fiecare dată când se creează o aplicație nouă, se face și o copie, dacă devine foarte, foarte populară, o copie craft. Și ce zic? Craft peste tot, ca să fie treaba. Nu uitați de like și de subscribe și haideți să vedem prima aplicație, guys. Prima aplicație din acest episod se numește Craft Subway Surfer. Ați auzit foarte bine, toată lumea s-a jucat jocul ăla, boys. De acolo a început trendul, gen... Efectiv, era primul joc de genul și toată lumea s-a jucat ăla. Astăzi, guys, ne jucăm Craft Runner. Ați auzit foarte bine, aveți acum jocul pe ecran. Hai să încercăm să-i dăm un start. Am început foarte bine, guys. Deci deja, voi în momentul de față, voi vedeți jocul. Însă eu văd reclamele, pentru că îmi bagă foarte multe reclame pe gât. Pentru că jocurile astea, cică, nu sunt gratis și trebuie... Bro, ce-i asta? Bă, guys, și după cum vedeți, nici n-are vreun sunet. Nici n-are sunet. A, fiți atenți! Mamă, băi, ce-i asta, man? Bă, mamă! What? Bă, cât de mișto arată! Mamă, vine ăla! Bă, guys, bună opinia mea, bă, chiar e mișto, bă! Deci am început să dau cu hate când am văzut că mi-a dat reclame și chestii de genul. Bă, dar e mișto rău de tot, ok, fraților? Deci după cum vedeți, este de Craft Runner, băi! Bă, mișto rău de tot, l-ai schis? Mamă, era să mor acolo. Hopa, cred că am murit. Uite, vedeți, eu nu văd chestia asta, eu văd acum o reclamă, boys, pentru că îmi bagă foarte, foarte multe reclame pe gât, am închis chestia asta. Try again, hai să vedem dacă mai are ceva pe aici, are topul, are shop-ul, ia să vedem. A început muzica, guys, a început muzica, mamă, stai să dau puțin mai încet. Boys, a început muzica lor, stați puțin să o dau mai așa, să o dau aici. Ok, acum când am uitat în joc, deci atenți, guys, deci muzica este doar în meniu. What? M-am murit aici. Trebuie să mai cerc o dată, boys. Bă, deci muzica este doar în meniu la jocul ăsta. Mi se pare foarte, foarte suspect, însă jocul mi se pare absolut genial. Adică toate chestiile din Minecraft, vreau să văd dacă mă duc mai în față, poate o să am alte biomuri. Bă, dar stai că nu ține cu mor aici, fiți atenți. Că la chestiile alea mor. Ok, bă, unele chestii nu sunt din Minecraft, după cum puteți vedea, însă avem acolo TNT-ul din Minecraft, blocurile din Minecraft, chest-uri. Uite, aici. Boys, bă, mi se pare imposibil să sare aici sau ceva de genul, ia. Dar îmi place că nu-ți bagă reclamă dacă nu ești din joc, efectiv, deci poți să te joci non-stop, însă până intri în joc e mai greu. Ba nu, mi-a dat reclamă acum, că eu nu văd nimica. S-a blocat jocul? Mi-a dat reclamă, what the fuck, bă, boys, bă, deci... Băi, bă, când mi se blochează jocul, asta înseamnă că mi-a dat reclamă, man. Bă, e ciudat rău de tot jocul ăsta, boys. Mamă, what? Cum a picat aia? Bă, îți dă reclamă tipul jocului. Ok. Ok, încercăm, guys, să facem un high score cât mai mare. Însă mi se pute lavă. Mi se pare foarte deci nu trebuie să apăs pe alea. Ok, hai, ultima încercare și după gata m-am dus. Îți dă reclamă timp ce te joci, man. Cine joc mai face asta? Mamă, boys, ok, fiți atenți, dăm așa. Bun. Sărim peste grass block, sărim peste ăsta, luăm niște lemn. Sărim așa, mergem așa și am murit și de data aceasta. Păi ăsta a fost Craft Runner, guys, am încercat să mă joc o copie a Subway Surfer-ului. Și vă zic sincer, boys, dacă ar fi să dau o notă de la 1 la 10, bă, deci oricum gameplay-ul nu este foarte wow. Dacă ar fi să dau și o notă la gameplay, aș da un 6 din 10. Dacă ar fi să dau o notă la cum are designul jocul, deci bă, mi s-a părut mie foarte, foarte mișto. Așa că dau un 9 din 10, dar la experiență să te joci, boys, nu trece de 4 din 10, man. Efectiv, voi nu ați văzut reclamele alea pentru că sunt deschise în alt tab. Însă când mi se bloca mie, ca să înțelegi, când mi se bloca mie pe ecran, îmi dădea reclamă, boys. Era o reclamă de câteva secunde, mai multe jocuri și chestii de genul. Și vedeți că voi vedeți acum niște bări negre în dreapta și în stânga. Nu e de la mine, boys, acolo sunt alte reclame. Deci e efectiv plin de reclame jocul ăsta și nu știu ce să fac. Haideți să trecem la următoarea aplicație.
Fraților, următoarea aplicație a fost desemnată cea mai inteligentă copie Minecraft, însă care nu este chiar copie, adică să copieze Minecraft 100%, este un remake al jocului Minecraft numit Block World, adică lumea cuburilor. Chiar acum iară mi-a dat reclamă. Nu mai pot efectiv, guys, să rezist așa, o să dau survival și o să începem o nouă lume de Minecraft. Mamă, boys! Ok, am început, bă, de ce sunt îmbrăcat în mov? Bă, destul de ciudată chestia asta, însă, bă, chiar arată tare. Adică, bă, pentru o copie a unui joc, chiar e mișto, etu collect. Am luat banană, bă, în Minecraft nu există banane, sau o fică acum s-o băga, nu știu. Ok, place block. Ah, de ce aneți? Bă, cum place block, boys? Ia, aici, îți dau, aia, place block. Ce bloc, bă? Mamă! Bă, guys, bă, mișto! Bă, mișto aplicație, pe bune, acum, atât! Mamă, și fiți atenți, am o de asta cu mine non-stop! Bă, cât de tare, nu vine să cred, bă! Bă, tare, rău de tot, bă, dar stați că... Bă, mă scoate din joc, man! Iară mi-a dat reclamă, nu vine să cred, boys, ce se întâmplă! X Squid Game, nu vreau asta, boys, nu vreau asta! A, acum s-a făcut noaptea! T, ok, F. Păi e flashlight-ul, tăie torța. Am și flash și torță. Ok, 100% acum o să dau de mob. Vreau să văd cum arată mobii. O joc mi se pare interesant. Păcat că iar e bombardat de reclame. Bă, de-aia sunt niște copii. Vor să facă bani până la urmă oamenii. Că doar dacă ai copiat un joc după alt joc, doar nu ai vreo inspirație artistică sau ceva de genul. Dar, bă, arată mișto rău de tot. Dar sunt curios dacă este și altă baime. Nu cred că există. Sau dacă există mob, nici ăștia. Vedeți? Boys, au picat morcovi din copaci. Morcovi din copaci, nu vine să crede. Băi, deci în cazul în care n-ați învățat la școală, morcovi nu cresc în copaci. Să nu cumva să după să am pe conștiință vreun băiat care zice că morcovi cresc în copaci și că a învățat de la mine. S-a blocat jocul. Bro, s-a blocat jocul. Na, guys, deci vi s-a blocat jocul și mie mi s-a blocat chestia asta. Deci morcovi nu cresc în copaci. Asta trebuie să rețineți și haideți să trecem la următoarea aplicație. Fraților, următoarea aplicație este și cea mai mișto, se numește Planet of Cubes și costă 10 RON. Deci aplicația asta, guys, bă, chiar arată foarte, foarte mișto. După cum vedeți, te poți juca survival multiplayer și sunt 800 de oameni care se joacă deodată cu tine, ai private map-uri, ai foarte multe chestii, boys. Gândiți-vă că este un fel de Roblox. Este un fel de Roblox, numai că ideea e toată susținută în domeniul Minecraft-ului. Dau cancel, voiam să mă creativ online. Guys, stai atenți, ce o să vreau să fac prima dată? O să vreau să intru pe survival multiplayer. Ia să vedem aici tutorial. Uite, bă, mi-arată. Deci, efectiv, este un fel de Roblox, numai că este făcut în universul Minecraft-ului, știi ce zic? Adică tot e Minecraft. Știu că și pe Roblox există chestii. Complete all goals before... Ah, trebuie să fac un tutorial. Ok, să mă mișc, bun, așa, mă uită pe lângă mine. Boys, deci ce tutorial e ăsta? Să mă uit, îmi dă... Și că să-ți dar de dori. Ok, bravo! Dig and pick up for wooden blocks. A, ci că să iau patru blocuri de-astea. Bă, dar și cu mâna asta, stai mâna mea. Băi, ciudat rău de tot jocul ăsta, bă, dar e și mișto dacă asta... Ok, 1. 2. 3. Fac și tutorialul, boys, acum să fie. 4. Well done, bravo, Marius. Craft 16 wooden planks. Use E to open your inventory. Băi, bă, cât de mișto craft, ia. Bruce wood. Cum craftez, guys? Craft. A, planks. Spruce wood planks. Craft. Da, cum era și în jocul ăla, bun. Craft 8. Mamă, să craftez cu o bețe. Mamă, e ciudat. Stick, craft, bun. Să createz acum un workbench bun. Put the workbench on the ground. Mamă, guys, gândiți-vă că dacă am pus asta, gata, am trecut în următorul nivel. One wooden pickaxe. Încă un pickaxe, boys. Fiți atenți. Un pickaxe cu workbench-ul. Fii atent, stai. Boys, stai că... un pickaxe. Așa. Mi-a luat un pickaxe, bun. Go to the torch in the middle of the map. Ok, mă duc aici. Well done. Go upstairs and enter the portal to start survival mode. Oh, boys, mi-a apărut un portal. Bă, cât de mișto. Mă, un portal de Nether. Bă, cât de mișto e aplicația asta. Bă, da, pe bune e mișto rău de tot. Adică fără mișto că e mișto, știi ce zic? Hai să vedem, mi se încarcă. Aici nu există reclame, în cazul în care v-ați întrebat de chestia asta. Nu există, că am dat bani pe jocul ăsta.
Chat online, ia, o să mă joc survival multiplayer. Boys, cât de mișto! Mamă, bă, uitați-vă câți player, man! What? F3, info. A, îl cheamă de pulo... De... Ah, nu, nu o să citesc. Deci, Epic Gamer Boy, when impostor sus, Dead Lovely, requested a friendship. Frățiorul, lasă-mă în pace, mamă, uitați-l pe ăsta. Bă, ăsta e militar. Mamă, îi dau mare de ăsta. Mamă, uite, ăștia au armură de diamond. Uai, ce comunitate, bă, cât de mișto, man. Usel in vă prot admi. Bă, uitați-vă, bă, băiții, se joacă un joc chiar e foarte, foarte mișto. Dacă stați să vă întrebați, bă, bine, bă, pe bune, arată și pare un joc super mișto să te joci așa. Ia, poți să mă bă cu el. Aoleu, i-am dat una, mamă. Îl bat. Vino, mă. Vino, mă. Mamă. Vino, mă. A, nu fugi, bă. Omort, easy. Bun, l-am bătut pe ăsta. A, săracul de-l, mamă. Uite, băi, i-a părăsit trupul, mamă, sufletul, i-a părăsit trupul, bă, cât de mișto, figau, mamă, mamă, bă, am și un backpack acolo, dar nu știu cum să-l accesez, bă, foarte tare, deci, foarte, foarte tare, bă, ce, deci, vă dați seama că e un om care a construit toată chestia aia, ca să vină un prost ca mine și să pice în ea. Fraților, că mă tăvăs cu acest episod, bă, ce dezamăgită-s, mă. Deci eu am picat în aia, deci nu vine să cred, guys. Deci vă dați seama că e un băiat care a construit aia special să pice proști ca mine în ea. Ok, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusian, cu scrieți la comentarii ce aplicații în variante craft mai vreți să alegem. Ne vedem curând cu episodul noi, v-am pa pe toți, pa, pa!